Oh, salutare toată lumea! Numele meu este Alex. Și al meu este Andrei. Și este un nou episod din GTA San Andreas. Trebuie să băgăm cod. Nu, nu e la mână! Ia uzi, mă, și trebuie să acu 12! Și să mă până aici la 12. Bine, ha. Zic cod. X, J, V, S, N, H. X, J, V, S, N, H. Așa la primul. Eroi de afaceri. Eros, pardon. Hey, excuse me. Loaf around here? What? Who? The president? Loaf. Is he available for communication? Who? I'm just Felipe. Oh, you mean Jeffrey. Yeah. Science technician called in sick, so Jeff, Loaf, he got promoted. A fost promovat, e rău. A fost promovat că e rău. De-aia zice promovat, merită să fie. Ia, dacă se ocupă de mâncare. Hey, what's up, homie? Hey, what's your soul tech right there? It's about to fuck. So you happy now, homie? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it down for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga dead. And that CPO, man, those managers, is putting on me real happy, man. Ah, nu uite misiunea asta, dar Andrei știi, acu știi de ce vrem să-l omorâm pe ăla. Pentru că el e managerul lui Murdoch, de-aia. E, tu vezi, da, să vrem să te ucide, că am pierdut nivelul și le-am urât și managerul. Vezi, l-ai făcut să se sinucide. De fapt, noi l-am făcut să se sinucide. CJ a făcut foarte rău. Cu două lucruri rele. Ce, o să-i devină managerul lui Murdoch? Mikey, îi furăm caietelul acum. Dar ce are, mă? Să-l eliminăm pe șmecher. Să-l scoatem din peisaj. Auzi, mă, ăla de planul ăsta? Mă, dar cât de întunecat... Este numai atunci îl părăsește pe dog, la petezi, la acea daie. Cred că atunci nu stă lângă... Apasă gumă ca să apropi mai mult. Că mașina ta. Nu deși fură mașina? Cu ceilalți la 10 după amiază. Alex, ai grijă! Nu spui mie ce să fac și ce să nu fac. Așa că taci din gură. Scuze, păpușă! Că te-am omorât. Aia nu era făcut. Nici nu știu cum se spune la fete. Știu, dar eu cred că ăla era un bărbat. Era bărbat? Nu, era pe față. Era un Alex, știi tipul care l-a călcat? Eu am văzut că a condus odată taxi în GTA San Andreas. Asta e băiat fața același lucru. Bine, sunt diferit ca un ceva diferit. Două multe chestii diferite, dar nu e treaba noastră, ceau. Așa că să trecem înapoi la GTA. Cine mai sună mă crezi? Oh, Glock! Că zic că mă sun. Că zic că păi normal că l-a zgârșit din grup, pui! Ce s-a întâmplat? Bateria! O, cum ați venit să filmăm? Bă, ai grijă! Ce vezi că mi-a primit? N-am, mă! Te văd eu! Doamne, doamne, ce... Putu-vă în gură și pe voi! Mașina a fost lovită, du-te și repară-o! Că unde vezi că mi-a vrut să o repar? Du-te la fan 3! Da, bateria ne mai ține pentru videoul ăsta. Dacă mă vopsește, îl las și pe-l și pe familia lui. Care ce floare mă ce faci? Bă, pune!
Da, dacă vă întrebați de ce se vede așa, acum am schimbat monitorul. Da. Nu mai e ăla negru, acum e alt. E un monitor de calculator, nu mai e plasma. Da, pentru că prietenul nostru Johnny, știi? L-a stricat monitorul de așa că l-am dat pe alu. De o temporată, nu... Da, l-am dat pentru 2-3 zile. Noroc că noi avem două monitoare. Hai, parchează-te ca ei! Ai grijă să nu-i lovești! Da! Hai, până acum ajung la 7 minute. Nu, că putem să fim unde spus. Că e ușoară misiunea asta, nu-i greu. Da, la bateria. A, păi spune unde spun bateria. Hei, ce-a durat asta? Hai, trebuie să mergem să-l luăm pe șef. Uite și poliția. Felicitări pentru premiul tău, cred că ești te mulțumesc fanilor mei, nu știu ce vreau. Și mai băga încărcătorul, dar știu, îi mulțumea familiei lui, părinților. Hai grijă, hai, rămân cu ei. Da, dacă o obușesc. Nu obușești, fii atent. Ăla din spate. Fii atent să nu mă bușească el pe mine, că îl bușesc că și pe poma asta. Oricum să știi că e programat să nu te bușească, să meargă în cer. Iată și poliția. Doamne, oricine poate să treacă, până și aș fi trecut. Păi dacă trebuie să nu cheamă toate unitățile. Uite ce ușor. Hai să parcăm. Tragem pe dreapta. E azi, dar cum te remisinea asta, să îmi dai toată misiunea aia, crash-a lui Tempeni. Preste mașina aici. Adică să urce fix în a noastră, vrem. Da, uite cât spazi ce are! Da, da, de bine dacă a intrat unul. Dar bine că n-au să mă buci, au micro să mă duci, au dacă niște pistoale amărți. Uite-l managerul Mad Dog. CG așteaptă calm, să nu atragă... O, da, asta. Iată, și vine și o femeie, deci tipul e super ghinionist, tipa. Da, da, e tare, bă, cum te urmăresc ăștia cum au țipătele. Nu-i tare. Dar cu 8 minute. Ia zi-mi ce, hai să vedem. Uite, ce melodie. Hei, omule, du-mă înapoi la vila lui Doc. Nu și azi, nătărăule, azi o să luăm o rusă și deci în fundul oceanului. Este un Doc în față. Arunci mașina. Aruncă mașina în apă. Ia, dar fii sigur că nu te vede nimeni. E, acum pot să bușez mașina. După de securitate. Va-ți-mi... Cine ai avut? E șoferul meu. Ai, citește tu, Alex, și zile. Ce vrei, fraie, Alex, femeie, care și frumoasă, femeie, iară. E atât de supărtat. Aici am văzut. Lasă că nu mă plumbi. Este grocery, familia. Ai auzit? Grău, familia doar. Cine are cineva? Hai, baby, se poate! Ăștia-s mult sau multe? La naiba! Ăsta-i stil gros. Hai, du-te! Păi gata, trebuie să încheiem aici. Da. Deci, asta a fost tot și tot pentru astăzi. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut.
comment dacă aveți să ne spuneți ceva și un subscribe să ne vadă mai mulți oameni. Până data viitoare, eu sunt Ale. Eu sunt Andrei. Și asta e un nou episod din GTA! La revedere!